dumneavoastră ce ați fi făcut altfel vis-a-vis de această campanie de vaccinare, dacă încă erați la Ministerul Sănătății? Ce ați fi făcut? Noi am avut informații vis-a-vis de dozele de vaccin care vor veni, apoi au fost schimbate cantitățile, s-a revenit asupra cantităților cu doze suplimentare chiar în decembrie, dar noi aveam o programare a grupelor de populație pentru vaccinare. Cei care sunt în sistemul medical, public și privat, erau în jur de 550.000 de persoane, urmând cei din grupele de risc, peste 65 de ani, urmând să intre, cam din februarie, martie, aprilie, urmând să fi fost grupa populației generale. Cred că păstrarea acestui program este, sau ar fi fost mult mai eficientă.